FCSB a început în forță partida de pe Arena Națională și Man a ratat prima ocazie a meciului chiar în primul minut de joc. După alte 7 minute, Budescu a executat o lovitură liberă și Momcilovici a trimis pe poarta lui Mitrovici, care a respins, însă același Momcilovici a înscris cu al doilea șut și bucureștenii conduceau cu 1-0. Olteni au replicat prin șutul lui Zlatinski, care nu a prins poarta lui Bălgrădean. Apoi Răzvan Popa a reușit să-i sufle balonul lui Alibec din fața porții. Până la finalul reprizei, ambele echipe au mai avut șanse, dar nu au reușit să ajungă la finalizare. La pauză, Dică l-a scos pe Budescu și l-a introdus pe Teixeira, iar meciul a continuat în nota de dominare a roșalbaștilor. Alibec a ratat complet execuția în minutul 47, când a tras slab în brațele lui Mitrovici, însă noul intrat Teixeira a adus golul. A fost faultat în careu de Dimitrov și Florin Tănase a transformat pentru 2-0. Craiovenii nu au reușit să aibă o replică pe măsură, iar în minutul 85 Momcilovici a fost aproape de dublă atunci când a trimis cu călcâiul spre poartă. Imediat Planici a ratat ultima ocazie a meciului, trimițând pe lângă poartă cu o lovitură de cap și s-a încheiat FCSB CSU Craiova 2-0. Elevii lui Dică trec pe primul loc în clasament cu 2 puncte peste CFR și 7 peste Craiova.